Astăzi vă arăt cum puteți instala Windows 11 pe un PC nesuportat. Cei de la Microsoft au publicat acest articol, pe care îl voi pune în descriere și în primul comentariu pe TikTok, în care detaliază mai multe metode prin care poate fi instalat Windows 11. Pentru cei care au PC-uri suportate, puteți merge în Windows Update și să vedeți dacă va veni deja Windows 11 ca upgrade, sau puteți merge pe această pagină și ea va fi în descriere și în comentarii, de unde puteți descărca asistentul de instalare, puteți descărca utilitarul de creare al mediului de instalare, sau puteți descărca direct o imagine ISO. Pentru cei care aveți PC-uri nesuportate însă, va trebui să faceți un pic de tweaking în registri. Microsoft nu recomandă această metodă, dar este posibil. Totuși, trebuie să aveți un PC care suportă TPM 1.2. Trebuie să faceți OK de registrii. trebuie să mergeți în acest PF, cum am făcut și eu, mergeți în aici local machine, system, setup, Mo setup, după care va trebui să creați o cheie de tip DWORD, dați click dreapta, new și DWORD for bit value și veți da numele acesta, care e un nume lung, dar e foarte explicit, zic eu, allow upgrades with unsupported TPM or CPU și dați valoarea 1, după care puteți porni instalarea și o să vă apară un soi de eroare, dar de fapt e o atenționare, voi veți da click pe accept și apoi va începe instalarea.